Rezultatul e mult mai frumos decât să stai tu singur, să lucrezi, să faci 100 de lucruri, să încerci să o scoți la capăt. M-a dezvoltat și pe mine ca om, dar și om în viața de zi cu zi, dar și pe partea de business foarte mult. Am avut onoarea să lucrez cu o astfel de echipă, o echipă foarte mare din România. Păi, în primul rând, tu trebuie să înțelegi clientul, trebuie să vezi care e viziunea lui și ce are nevoie de la website-ul respectiv. Cred că o lună de zile am avut așa un stop de creativitate care a avut un impact destul de mare în creații, dar și în viața de zi cu zi. În primul rând, familia, fratele meu, el e motivul pentru care mă lupt zi de zi și vreau să ajung la succesul despre care vorbește toată lumea. O să întâmpine multe obstacole în viață și unul dintre soare ar fi să nu renunțe. M-am trezit cu un mesaj de la el: Andrei, ce cărți îmi recomanzi de dezvoltare personală, de antreprenoriat? Tot la fel mi-am luat o tablă foarte mare în casă, în care cumva scriam toate rapoartele, îmi scriam toate taskurile. Deci tot de la 18 ani am început eu atunci și cumva m-a făcut super fericit faptul că are o inclinație spre partea asta. Salutare, bine ai venit! Salut, bine v-am găsit! Cum te simți, ai emoții? Da, puține emoții, fiind primul meu podcast, într-adevăr se simt emoțiile și aici în cameră, dar cred că o să ne descurcăm bine. Perfect. Spune-mi, te rog frumos, câteva, adică nu neapărat mie, dar hai să vorbim un pic despre tine. Cine ești, cu ce te ocupi și cum ai ajuns în Rich Mindset? Povestea mea a început acum 4-5 ani ca web designer. Ăsta e main skill-ul meu. Am avut oportunitatea să fiu acceptat de către o companie de social media marketing care managerea mulți clienți și venind cu un portofoliu destul de micuț, am avut șansa să fiu acceptat de către această comunitate și... Practic, odată ce ai intrat în Revo, ai intrat și în Rich Mindset, nu? Exact, și cumva am crescut împreună. Am fost acceptat de când eram, nu știu, să zicem, cumva amator în direcția asta. Am început ca freelancer și am reușit să-mi construiesc un portofoliu micuț, dar să zicem destul de bun încât să am diferite... Să conteze, da. Exact, să conteze și Revolution Media mi-a deschis această cale către o carieră de web design, dar și către o mentalitate de rich mindset-er, cumva. Partea asta de, cumva, pasiunea ta pentru zona de tehnologie, ai dezvoltat-o undeva, nu știu, ai făcut ceva cursuri în domeniu sau pur și simplu a fost o pasiune și... Da, a fost o pasiune, nu am făcut niciun curs, cumva, acreditat sau n-am achiziționat niciun curs. Pur și simplu m-am inspirat, m-am uitat pe YouTube, foarte mult pe YouTube și foarte multe încercări. Luam site-ul, un site de la un brand foarte mare și cumva încercam eu să-i fac redesign-ul. Tot timpul, de fiecare dată, mă jucam cumva în direcția asta, că la început era o joacă. Și ușor, ușor am văzut că sunt destul de bun la asta, mi-a plăcut foarte mult și în fiecare zi cumva și avansam, dar și lucram. Adică dezvoltarea a fost doar prin fail and try, încearcă și cât mai, doar fa asta, atâta. Câte failuri ai luat? Failuri a fost destule, nu chiar în adevărat sens al cuvântului, dar lucrările mele cumva aveau multe probleme, multe erori. Am putut o face doar prin lucru cât mai mult, interacționa cu cât mai mulți clienți, înțeles viziunea și într-adevăr o dezvoltare personală în direcția asta. Cam asta putem numi un fail în domeniul meu. Ne-ai spus mai devreme, fix la început, că ai început cumva în zona de freelancing. Acum, nu știu, 5 ani mai târziu, ce ți se pare sau ce alege să faci dacă ai fi pus din nou în fața unei alegeri? Să continui să faci freelancing sau să faci parte dintr-o echipă?
Să faci parte dintr-o echipă este un lucru foarte important și cumva lumea se ferește, sau cel puțin freelancerii se feresc cumva de zona asta de să lucrezi într-o companie sau să aibă mai mulți colegi care să interacționeze, să creeze lucruri frumoase, cumva ei se retrag singuri și stau și lucrează și cred că o să reușească singuri. Dar având o perspectivă de când am început până în ziua de azi, să ai o echipă care să lucrezi, să interacționezi zi de zi, te dezvoltă și pe tine, dar și lucrarea finală o să fie mult mai frumoasă, mult mai complexă și journey-ul e diferit. Când interacționezi cu mai multe persoane și colegii tăi trag odată cu tine pe partea asta de proiect în sine, rezultatul e mult mai frumos decât să stai tu singur să lucrezi, să faci 100 de lucruri, să încerci să o scoți la capăt cumva. De unul singur, probabil. Da, exact. Una dintre cele mai mari pasiuni ale tale, dacă ne luăm după descrierea pe care o ai pe LinkedIn, este e-commerce-ul sau zona asta de e-commerce enthusiast, așa scrie la tine pe LinkedIn. Cum de? Da, tot timpul am avut cumva pasiunea asta de comerț în sine și faptul că trăim într-o eră digitalizată, e-commerce a fost cel mai facil pentru mine, dar și să învăț cumva mult mai rapid și să am mai multe oportunități și șanse să deschid într-adevăr un magazin online, că facem acum referire la magazin online. Povestea a început cumva cu niște prieteni foarte buni, am avut idei, tot timpul căutam idei, căutam să ne dezvoltăm și primul magazin online a fost cu niște portofele, a avut succes și de acolo cumva am zis, băi, se poate și asta mi-ar place să fac da, pe viitor, dar și, nu știu, e o pasiune mea, adică îmi place foarte mult. De la research-ul din spate, de la construirea business-ului, dar și a brand-ului, până la, nu știu, trăcuirea user experience când intră la tine pe magazin și mentalitatea lui cumva de când a intrat pe site până cumva a ajuns la partea de check-out și de finalizare cumva a comenzii. Uite, ai pomenit mai devreme de research. Ce faci tu sau care este rutina ta ca să întreții pasiunea asta și ca să poți să fii up-to-date cu tot ce se întâmplă? Pentru că e un domeniu în care oricum sunt schimbări, e super dinamic, adică sunt schimbări de la zi la zi. Da. Schimbări sunt într-adevăr de la zi la zi. Cumva trebuie să fii tot timpul, să te uiți pe niște rapoarte. Ce fac eu? Mă uit foarte mult în piață, ce se vinde cel mai bine. Care sunt trendurile în primul rând al anului respectiv, care sunt previziunile pentru anul următor și cumva dacă stai în anumite comunități sau pur și simplu te interesezi un pic mai mult despre ce vând alții sau ce se vinde în momentul respectiv, cumva ești tot timpul up to date la toată piața din România, dar și din afară. Ok, și în tot procesul ăsta ai avut vreodată o persoană care, nu știu, să-ți fie mentor, să te ghideze, să te ajute în mod special sau a fost cineva care te-a susținut de la început, de când, nu știu, n-aveai skill-urile atât de dezvoltate, să zicem, și până astăzi când poți să te numești expert fără niciun fel de problemă? De când am intrat în Revolution, cumva mentalitatea în sine de business, poți să o iei și să o pui și într-un domeniu de e-commerce, să poți să faci și web design, dar poți să faci și, nu știu, graphic design, de exemplu. Cumva mentalitatea este aceeași pentru orice domeniu în care vrei tu să acționezi. The Revolution Media a avut un impact foarte mare asupra mentalității cumva de business pe care o aveam în trecut. Un impact mare asupra mea de când am venit, ca eram totuși un copil când am ajuns la Revolution Media, a fost Gabriel Bolan. Stând lângă el și văzând că are o mentalitate corectă de antreprenor, m-a dezvoltat și pe mine ca om, dar și om în viața de zi cu zi, dar și pe partea de business foarte mult. El a fost o persoană care, de la care am aflat foarte multe lucruri, m-a învățat, a stat lângă mine, cred că a stat când eram la început zi de zi lângă mine și cumva m-a ajutat foarte mult să înțeleg și să stau lângă un antreprenor adevărat, adică e altceva când ai un mentor și lucrezi zi de zi lângă un antreprenor și el a avut un impact foarte mare. Alexandru Ilie, el tot la fel,
tot timpul a stat lângă mine, m-a ajutat și cumva m-a ascultat și mi-a oferit niște sfaturi foarte bune în direcția asta, dar și în direcția de viață. Sunt, ei m-au dezvoltat foarte mult, inclusiv Revolution Media. E important să ai oameni lângă tine, adică haita despre care vorbim noi tot timpul. E o chestie definitorie în succesul tău ca persoană? Da, e clar, asta e clar. Cum am spus și mai devreme, ai nevoie de o echipă, e foarte important și e esențial să ai o echipă care știi că mereu o să fie acolo, să-ți aibă spatele și o să trageți toți tare, când cade cineva o să îl ajutați, îl înțelegeți, îl ridicați și cumva, fiind parte dintr-o echipă, puteți să vă dezvoltați mult mai rapid, mai ușor și mult mai frumos. Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că ți-ar plăcea să reprezinți, nu știu, sau să ajuți site-urile să-și reprezinte imaginea mult mai bine pe Google? Am văzut ce este în piață în momentul de față și am văzut ce lipsuri au anumite business-uri pe partea asta de digital și inclusiv pe partea de website-uri. Am colaborat și colaborăm în continuare cu foarte multe branduri pe care putem să le ajutăm, branduri mari, să crească și odată ce vii cu experiența ta poți să dezvolți și chiar are un impact foarte mare asupra brandului respectiv. Zi-mi, te rog, cât de complementare sunt sau cât de important este pentru un business? Ok, are un site bine pus la punct, este optimizat SEO, toate paginile sunt frumoase, interconectate și așa mai departe. Cât de important este marketingul pe care îl face în conexiunea asta cu website-ul? Adică sunt dependente, se poate și doar cu un site bun, bine pus la punct și fără marketing, poți și cu marketing și fără site. Cât de importante sunt ele două în ecosistem? Ele merg mână-mână, nu poți nici fără marketing și nici fără website corect în primul rând. Corect din punct de vedere al traseului al clientului final. Ele merg mână-mână, poți să ai un website foarte bun, și să n-ai marketing deloc. Asta ar însemna că website-ul tău nu este deloc vizibil. Și că n-ajunge lumea pe el. Exact. Dar poți să ai și un marketing foarte bun și website foarte, foarte prost sau cu foarte multe probleme sau journey-ul clientului nu este destul de corect încât să finalizeze o acțiune, o comandă, un formular de lead, la asta mă refer. Tu cumva trebuie să fii cu ambele pe linia de plutire, adică nu poți să ai un website prost și marketing foarte bun pentru că undeva o să se piardă anumite lucruri. Cel mai ok și cel mai corect ar fi marketing, asta nu trebuie să lipsească niciodată, și website-ul să fie cumva la un standard corect de utilizare. Aici vorbim de orice domeniu de business, orice domeniu de activitate cumva. Trebuie să aibă un standard prin care clientul poate să treacă fără nicio fel de problemă prin tot genul pe care tu îl creezi, tot traseul de care vorbeam mai devreme și să finalizezi o acțiune. Dacă tu ai astea două făcute corect, poți să ai succes. Știu că recent ai fost la un summit, e-commerce summit, așa se numea? Sau da. Dacă greșesc. Da. Bun, adunând experiențele tale proprii cu ceea ce ai aflat în ultimele întâlniri la care ai participat, cum ar arăta piața de e-commerce din România? Piața de e-commerce din România e în continuă dezvoltare și e în continuă creștere în primul rând. Tot merg la diverse evenimente, diverse conferințe în care într-adevăr afli lucruri noi. Am luat dacă tot ai făcut referire la evenimentul trecut, am luat câteva informații de acolo foarte utile. Și le-am implementat chiar la Soulfood, soulfood.ro, acum cu Black Friday-ul, care a avut succes. Adică am făcut un plan corect, am marketizat totul corect, am pregătit site-ul, am pregătit landing page-uri, tot a fost bine pus la punct și cu informațiile pe care le-am aflat din industrie, cumva am reușit să creștem și de Black Friday acesta. Ce a conținut planul ăsta? Adică cum ar arăta o campanie corect pusă la punct pentru un eveniment gen Black Friday? În primul rând, marketingul din spate și reclamele plătite trebuie setate cu luni de zile înainte. Pregătirea practic de Black Friday nu începe cu 2 săptămâni înainte, ci începe cu 2, 3, chiar 4 luni înainte. Cumva tu targetezi tot traficul și
înainte de Black Friday, cu o săptămână, două săptămâni, tu faci retargeting pe toți vizitatorii. Vizitatori care au avut un interes, au adăugat în wishlist, au adăugat în coș de cumpărături, cumva tu ai trecuit toate datele ca să-i poți retargeta. Deci reclamele sunt foarte importante pentru o campanie de genul. Email marketing-ul, asta clar pentru e-commerce este esențial. Email marketing-ul este și campania în sine de email marketing, dar și automatizarea de email marketing este esențială pentru o campanie, dar și pentru un e-commerce. Și cumva să vii cu ceva diferit. Românii sunt sătui de, sau cel puțin mentalitatea noastră de acum, sunt sătui de așa zisele țepe cumva. Dacă ești corect, oferi într-adevăr un preț bun, făcând strig referire la Black Friday, și ai implementat tot procesul de landing page, de email marketing, de reclame, user experience-ul l-ai actualizat și l-ai updatat ca să fie cât mai facil pentru client să achiziționeze, pagina de checkout cât mai simplă, cât mai facil, procesatorul de plăți să funcționeze, cumva... cam astea sunt cele mai esențiale pentru o campanie de genul. Cu un marketing bun, un website corect și bine pus la punct, poți să vinzi un produs prost? Da, chiar da, poți să vinzi un produs prost, atât timp cât tu îți faci treaba bine pe partea de marketing și website-ul este corect și foarte bun, cumva inspiri încredere, doar că atunci când produsul ajunge la clientul tău, cel mai probabil să fie dezamăgit și long term cumva te afectează lucrul ăsta. Primul rând că nu o să creezi o recurență cumva, și pe partea de, nu știu, recenzii negative, cumva ai vândut o singură dată și aia a fost singurul sell pe care îl faci, o să te afecteze cumva long term. Dar într-adevăr poți să vinzi și un produs prost. Poți să ne povestești puțin despre cea mai memorabilă colaborare cu un brand pe care ai avut-o? Am avut onoarea să lucrez cu o astfel de echipă, o echipă foarte mare din România. Colegii mei pe social media marketing și-au făcut treaba foarte bine, au crescut foarte mult brandul în sine și imaginea echipei a arătat foarte bine pe social. Și am avut onoarea ca eu să le creez website-ul. A fost o experiență foarte bună, niște oameni foarte ok, ca și colaborarea directă cu clientul. Pentru mine a fost destul de important, având în vedere că am lucrat cu o echipă cu o istorie foarte, foarte mare, cu o tradiție în primul rând în București, dar... Și cu un fanbase. Și cu un fanbase, da, un fanbase foarte mare și cumva... momentul în care s-a lansat site-ul, feedback-ul a fost chiar instant, pentru că lumea vizitând și urmărind intens, în primul rând că vorbim de o echipă de fotbal, intens site-ul, dar și echipa, a fost foarte frumos să aflu feedback instant și a ieșit totul foarte bine și a fost o colaborare frumoasă. Care e feeling-ul pe care l-ai când știi că site-ul pe care l-ai creat tu e urmărit de... 10.000 de oameni, poate mai mult, nu știu, corectează-mă dacă greșesc, da, la da, nivel da. De cifre. Chiar mai mulți oameni. E un sentiment foarte plăcut. Cumva faptul că clientul îți oferă încredere și mână liberă cumva să vii tu cu viziunea ta asupra brandului lui și să-l transpui într-un website și să-l transpui online în primul rând. E un sentiment plăcut și când vezi recenzii pozitive și pe lângă asta cumva ușurezi viața oamenilor făcând un site bun și corect, da, e o experiență minunată și un sentiment foarte frumos. Uite, și apropo de ce ziceai tu în relația asta cu clientul care îți dă practic mână liberă, care e modul în care îți structurezi tu procesul de lucru astfel încât să poți să livrezi la nivelul așteptărilor clienților pe care îi ai? Păi în primul rând tu trebuie să înțelegi clientul. Trebuie să vezi care e viziunea lui și ce are nevoie de la website-ul respectiv. Trebuie să stai puțin de vorbă cu el, să afli puțin despre business-ul lui, niște istorie, niște așteptări, niște dezamăgiri pe care le-a avut în primul rând în trecut. Apoi tu vii cumva cu un plan de atac pentru business-ul lui. Cumva vrei să îi oferi lucruri mai bune. O variantă mult mai ok, mult mai optimizată și o variantă de website pe care o să-l ajute pe el să convertească mai mult.
Pe lângă discuția cu clientul, research-ul e esențial, cel puțin în domeniul ăsta. Research-ul trebuie să fii practic să fii la curent cu toate tendințele noi din domeniu. Și pe lângă asta, research. Ideile nu îți vin stând la laptop și lucrând de la zero, trebuie să faci puțin research, trebuie să te uiți, să cauți, să vezi care sunt competitorii, vii cu niște idei. Deci research-ul e cel mai important în procesul ăsta de lucru. Uite, pentru mine, și o să îți povestesc un pic din experiența mea și după aia să-mi spui dacă din punctul de vedere e la fel. Faptul că avem un portofoliu clienți din super multe domenii, nu știu, de la clinici stomatologice, la agenții imobiliare, terase, restaurante, nu știu, orice, foarte multe nișe, foarte multe domenii, pentru mine a fost tot timpul o provocare, ceva ce m-a ținut tot timpul în priză. Pentru că faci research pentru, fix ce lucrăm acum, în momentul de față, o clinică dentară. Și ești foarte pus la punct cu ceea ce se întâmplă în zona aia. După aia termine asta, dar te ocupi de website-ul unui restaurant. Și trebuie să faci foarte mult research pe zona aia. Bine, acolo conținutul de tip scris are mai puțină relevanță. Aici corectează-mă dacă greșesc, cred că imaginile cu mâncare sunt cele mai asta, clar, da. Impactante. Dar cum reușești tu să treci peste provocarea asta? Pentru că eu o consider un obstacol. Faptul că ai foarte multe nișe și cumva trebuie să fii pus la punct cu toate. Într-adevăr, e un challenge și pentru mine. Dar e un challenge plăcut. Și cumva te ajută și pe tine să te dezvolți mai târziu. Nu o să vezi dacă faci acum un website, cum ai zis, într-un domeniu din stomatologie, apoi faci un restaurant. Nu o să, probabil, o să-l consider ca un challenge, dar long term o să te ajute super mult. Cumva te dezvolți tu creativ, lucrând cu, uite, îți dau un exemplu, am făcut un website la un filtru de apă. Apoi faci website-ul într-adevăr la o clinică, într-o porțiune foarte mică, apoi faci, de timp mă refer, ca și sistem de lucru. Apoi finalizezi și faci site-ul unui resort. Gândește că e un proces creativ în primul rând, care tot timpul îi ofer informații noi, descoperi mai multe lucruri, lucruri care te vor ajuta în primul rând în viitor. Pot să-ți dau un exemplu pe partea asta. Am găsit tot la fel în procesul de research și am găsit un footer al website-ului care mi s-a părut foarte tare. Era agenție de SEO, dacă nu mă înșel, ceva prin afară, doar că arăta foarte bine footerul ăla. Și de acolo a pornit inspirația și l-am pus într-un website de resort. Deci, lucrând cu foarte multe domenii de activitate, cumva poți să împrumuți anumite lucruri care se practică într-un anumit domeniu de website, pentru că o mare parte, un domeniu, de exemplu, un restaurant are câteva, mai multe secțiuni, doar câteva, mai multe secțiuni standard cumva. Site-urile practic sunt standardizate în funcție de domeniul de business. Și faptul că ai șansa să iei de la o agenție de SEO, să pui într-un resort și să arate și bine, să fie și să aibă un impact pozitiv asupra userilor, cred că asta e tare și interesant. Și pe lângă asta, nu știu, mai ai avut și alte obstacole? Te-ai mai lovit de alte, nu știu, provocări, fix cum a fost asta cu shift-ul de la un domeniu la altul? Da, am avut de-a lungul timpului cariera, dacă pot să-i spun așa, am avut un mare obstacol până să învăț că research-ul este cheia. Am avut un obstacol de creativitate, deci nu am avut idei, nu aveam deloc idei. Și cu ajutorul colegilor, dar în special un lucru pe care l-am învățat de la Gabi a fost că indiferent de ce obstacol de creativitate ai în momentul respectiv, cumva tu în continuare trebuie să faci research și asta este esențial. Cumva dacă afli și te uiți la diferite website-uri, diferite template-uri, nu doar pe partea de website, poți să te uiți la niște postări de social care arată foarte bine și te inspiri de acolo, cumva te ajută în procesul ăsta creativ. Dar am avut, cred că o lună de zile, am avut așa un stop de creativitate care a avut un impact destul de mare în creații, dar și
în viața de zi cu zi. Cum reușești să te menții motivat și să-ți menții mentalitatea în fața unui moment mai dificil? Am învățat că lucrurile dificile pe care le întâmpin în business, dar și în viața de zi cu zi, cumva sunt trecătoare și nu trebuie să renunți acolo. Scopul este altul, deceiul tău este altul și dacă renunți în momentul ăla, practic renunți la tot ce ai muncit până acolo. Care e deceiul tău, dacă tot ai menționat de treaba asta? Primul rând, familia. Fratele meu, el e motivul pentru care mă lupt zi de zi și vreau să ajung la succesul despre care vorbește toată lumea. Cumva el este motivația mea și el are un impact foarte mare asupra vieții mele. Dacă tot ai menționat de el, care ar fi două sfaturi sau două idei cheie pe care le-ai spune? Primul rând, să muncească, nu există fără muncă. Să descopere ce îi place, să se dezvolte pe foarte mult pe partea aia, cum am ales și eu un skill și mi l-am dezvoltat la maxim, iar de acolo am descoperit și alte pasiuni, dar și alte lucruri la care sunt bun. În primul rând, munca, să fie focus. O să întâmpine multe obstacole în viață și unul dintre sfaturi ar fi să nu renunțe. Are pe cine să se bazeze tot timpul și eu voi fi oricum tot timpul lângă el. Dar un lucru care m-a făcut cumva fericit în zona asta, m-am trezit cu un mesaj de la el: Andrei, ce cărți îmi recomanzi de dezvoltare personală, de antreprenoriat? Vreau să mă apuc serios de treaba asta, vreau să fac bani. I-am dat, poate să-i placă lui e-commerce-ul, de la o vârstă mult mai fragedă decât mi-a plăcut mie. I-am dat o carte cum să-și deschidă un magazin online, foarte ok, foarte structurată. Și când am ajuns la el acasă, avea o foaie foarte mare, cumva ca un panou, în care se trecea ce ai nevoie, un plan de business, cum faci research-ul de produse, cum poți să reușești, două puncte, muncă, subliniat. Și cumva așa am început și eu, deci când mi-am deschis primul magazin online, tot la fel mi-am luat o tablă foarte mare în casă, în care cumva scriam toate rapoartele, îmi scriam toate task-urile, deci tot de la 18 ani am început eu atunci. Și cumva m-a făcut super fericit faptul că are o inclinație spre partea asta. Și în final, dacă ar fi să ne spui care sunt obiectivele tale pe termen lung, cumva să sumarizezi cum a fost 2024 pentru tine și ce te aștepți de la anii următori? De la anii următori, în primul rând, mă aștept să ne dezvoltăm foarte mult și o să existe o creștere foarte mare în businessurile noastre. Pentru mine personal, în termen mediu-lung, vreau să-mi pun aportul și să ajut pozitiv cumva dezvoltarea acestor business-uri pe care noi le avem. Iar pe partea de skill, să mă dezvolt puțin mai mult, să aflu mult mai multe lucruri, poate să fac câteva, nu neapărat cursuri, dar cumva să mă informez foarte mult, așa cum am informat la început de carieră de pe YouTube, tot timpul să fiu up to date și să dezvolt alte skill-uri adiacente, adică să mă dezvolt foarte mult pe partea de user experience. Poate mergem și pe partea de programare, cumva să cresc și eu la nivel de skill, dar planul de viitor este dezvoltarea business-urilor noastre. Ok, e final de noiembrie când oamenii văd podcastul ăsta. Cum a fost 2024 până acum, în câteva cuvinte? A fost un an challenging, a fost frumos? A fost frumos în primul rând, a fost și challenging, am avut proiecte mari, proiecte noi. Și am învățat foarte multe lucruri. În primul rând, de la dezvoltarea website-urilor puțin diferite, poate chiar anul ăsta am adaptat și un nou stil de design cumva care rezonez foarte mult, dar am început să fac foarte multe lucruri, adică am învățat hotel management, am învățat foarte, foarte, foarte multe lucruri la anul ăsta. Am avut șansa să intru cumva în toate business-urile pe care noi le avem și mi-a adus un mare beneficiu pe partea de skill, în primul rând, că am învățat foarte multe lucruri. Dar a fost frumos. Super. Mulțumesc mult de tot că ți-ai rupt din timp, că ai venit să stai de vorbă cu noi.
Mulțumesc că ne-ai dat și exemplele pe care le-ai dat și sper să ne vedem și la anul cu partea a doua a podcastului ăsta. Mulțumesc și eu și cu siguranță a fost foarte plăcut și o să urmeze și eu partea a doua.